Acoperă întreaga Moldova cu cinstitul tău, acoperământ. Bu acoperă întreaga Moldova cu cinstitul tău, acoperământ. Bună dimineața, prieteni! Bun găsit la această transmisiune live. Cât se poate de live, cât se poate de ad hoc. Um, hai să deconecteaz. Deocamdată sunetul de pe fundal. Ai mei toți dormi eu tare sper să nu-i trezesc, eu nu tare mult aud în, acești, în aceste, aceste căști, în afară de vocea mea și următoarele imagini și sunete pe care urmează să vi le arăt. Mai scurt, eu eram pe, eram pe drumul cel bun, pe care așa dreaptă eram, pregăteam, munșiam, mă documentam, am urmărit niște interviuri cu doamna Violeta Ivanov, deputată, candidată la prezidențiale, luptătoare pentru ape pluviale și sustenabilitate a să ați auzit de Dar, 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 cum de obicei se întâmplă în viața mea, cele mai frumoase, cele mai plăcute lucrurile, sunt cele întâmplătoare, la care nici nu te-ai gândit. Mă gândit eu că e orașului, m am auzit eu că sunt finești festivități, mă gândeam că fiecare pretură acolo responsabilă. Dar stai o leacă, stai o leacă, e cod roșu în Chișnău. Da, Comisia Națională, e extraordinar pentru sănătate publică, ne-au anunțat pe noi despre asta, dar în afară de cod roșu mai este și campanie electorală, prieteni, și la campanie electorală acolo tăt e raspisă în apa trebuie de bifat fiște, înțelegi? Și televiziunea publică trebuie să vină, trebuie să arate candidatul independent care Igor Dodon la televiziune publică de zona orașului și și-ar căuta el acolo. Așadar, în semi-șoaptă, încercăm să ne uităm la niște imagini care pe mine nu, nu, nu au putut să mă lasă rece și eu sper și voi să le vedeți pentru că probabil și voi, la fel ca și mine uneori mai intrați pe interneturi și citiți următorul lucru, nu e ca de exemplu, citiți asemenea titlu, da? Stai, lec, eu sunt prea mare pe față aici citiți asemenea titlu de știre ia uite, alertă în Chișinău 90% din locuri pentru infectați în spitale, da? din locurile ocupate. <laughs> Așa că nu-i deloc amuzant Dar spate de râs, spate de ce? Pentru că voi probabil știți ce urmează E că hai să citim următorul titlu Record de cazuri active în Moldova Și aici ne se spune câți pacienți rămân în stare gravă în continuare După care paturi suplimentare să spune că vor fi activate pentru pacienții COVID. Vedem postarea de al a doamnei ministre, doamna Dumbrăveanu. Și noi ne întrebăm, băi, stai ulea, că mă nu deja, ba, Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică, ieri, pe 13 octombrie, publică o hotărâre, decizii, mă, serioase, decizii la care aici se arată cu liniuțele. Unde este zona roșie? Chișinău? zone roșie. Să arată incidența la 100.000 de populații, număr de infectări. Am înțeles. Ia uitați-vă și ce, 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 solicită această comisie. Hai să citim cu atenție, da? Se recomandă reprezentanților mass media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19. Am înțeles. Ia uitați-vă. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoane fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice, centrale și locale, e executorii, păi Adică tu nu mai ai aflat despre aceste hotărâri, despre aceste decizii și deodată te apuci să le execuți și să respecti ce aici spune această Comisie Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Eu credem că Republica Moldova trece printr-o criză de sănătate publică. În primul rând, în afară de criză economică, socială, politică, de mulți ani intensă. Dar intru pe internet și văd pe pagina lui Igor Dodon un live. Și nu pot să trec pe alături. Și sper că și voi nu o să pe alături. Nu numai urmărind acest live, dar și cu concluziile, acțiunile de, de, după concluzii, de după urmărire acestui live. Poate mergem împreună în centru Chișinăului, poate sunteți deja în Chișinău, poate sunteți pe aproape, poate ați fost parte, poate vă cheamă Ion Ceban și urmăriți acest live. Și vă gândiți, păi am și călcat, cum mă spăl eu de tot asta. Poate. Ia ca de exemplu, eu vă invit să vedeți Cine primul cuvântează, tu știi că e hramul orașului, tu știi că la bază stă o sărbătoare religioasă și noi un pic mai târziu poate chiar să vorbim despre originea acestei sărbători, e tare aș vrea lumea, e că eu om nereligios, om care probabil... Nu, nu practică religia, nu merge pe la biserici, dar am intrat și bucval în 5 minute m-am informat, zic, dar ce înseamnă sărbătoarea asta? Acoperământul Măicii Domnului, acoperământ, adică ceva haină, Maica Domnului, ceva sombrăcat, când, cum? Și este o legendă interesantă, este o istorie interesantă despre cum această sărbătoare și are originea în secolul X și care Sfântul Andrei cel Nebun, cel Nebun după Hristos, într-o într, -o, într -o zi, au văzut-o sau i s-a părut că văzut-o pe, Sfânta, pe Maica Domnului, împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și cu mai mulți alți sfinți și îngeri. Și, și, și că el i-a văzut și după asta acolo i-a salvat cu acoperământul într-o situație grea a orașului Constantinopol. Și ca noi, <gântu -i> la distanță de o și ceva de ani, avem încredere în cei și... O spus cineva care era numit Timp de deja sute de ani, Andrei cel nebun, și din asta e sărbătoare. Să zicem, hai să acceptăm că există foarte multe sărbători ciudate, de la Halloween până la... și aici Andrei cel nebun. Dar totuși, e că noi mergem în centrul Chișineului și de ziua orașului și nu primul care ține o cuvântare, voi cum credeți? prezentatori Andrei Porubin și Alex Luca. Bineînătățit. Smart City. Înalt alt preasfințitul Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldovei. Ei E 4.38 la mine. Nu știu. Voi probabil să sunteți mult mai trești ca mine, mult mai breș și mai proaspeți în gândire. Dar repet, <laughs> eu știu că... Iertați-mă, o de la râs, o de... Eu știu că de 14 octombrie Chișinău își sărbătorește ziua. De ziua Chișneului, în transmisiuni live pe pagina oficială lui Ceban, pe pagina lui Dodon, la televiziunea publică plătită din banii contribuabililor, primul care cuvântează după artiști și alai și cuvântări ale prezentatorilor este Vladica. Oare ce are el de spus în această zi? Oare o să ne vorbească despre stații de epurare, despre transport public, despre importanța... Se Sepărării puterilor în stație, o descentralizare. Hai să auzim! domnule președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Mulțumim, domnule primar general a municipiului Chișinău, Ion Ciobanu. Iubiți creștini, frați și sorori. <laughs> De ziua Chișinăului, primul salut pe Dodon, după asta pe Ciobanu. Minunat! Minunat. Astăzi e o zi mare, zi de sărbătoare. Ei, dacă cum este grește în rime, numai cu alături să pornească o melodie. Este sărbătoarea acoperimentul Maicii Domnului. Este ziua municipiului Chișinău. Și iată că continuăm noi să sărbăm acest eveniment important. A blea, S scuzați, scuzați. Mă tem că eu trebuie să redenumesc pagina Lumina pentru anumite transmisiuni live în, în pur simt, emisiunea Suca, blea, cum așa ceva posibil? Nu e ca copchilașul ăsta cu mâinile întinsă sus, ținând flagul. El are părința, așa Putem să grăim despre asta ca despre injustiție. Și pe și lopus cine are această idee să întindă copchilașul, crușa, pipanglică. Ce e asta? Asta este ziua orașului. Asta este o modalitate de a sărbători orașul. Orașul nu înseamnă oameni, nu înseamnă locuri dragi. Aici, la catedrala metropolitană, au revenit timpurile cele frumoase când către această sărbătoare ne pregătim noi, slujitorii bisericii, creștinii noștri, dar și conducerea țării, dar și conducerea municipiului Chișinău. Către această sărbătoare, creștinii vin cu pregătirea acasă, invită oaspeții, musafirii, prietenii săi și după Sfântă Liturgie, sărbează acest eveniment important. Țara se pregătește pentru iarnă. Se pregătește să avem de toate în casă. Iar municipiul Chișinău, conducerea municipiului, se pregătește pentru a serba, pentru a simți acest eveniment frumos pentru municipiul Chișinău. Iată că și anul acesta, dumneavoastră, deja... Demagogie, băi! Și înseamnă aceste cuvinte. Aceste cuvinte mutate dintr-un an în altul nu adaug deloc valoare unei sărbători de comunitate, de mii de oameni care ar trebui să se unească într-un gând. Băi, există un loc, fie că noi venim din acel loc, fie că am ajuns în locul ăsta, dar sunt o mână de oameni, un număr de locuri în acest loc, care mie îmi sunt dragi, îmi trezesc amintiri frumoase și eu mă și acolo pentru energetica, experiențele care pot să le încerc. Nu, să termină toamna, începi acuș iarna, conducere în pantaloni, femeile n-ar trebui să se tundă scurt, cu sărbătoarea, copchilas și ține de ce? Și de ce, în primul rând, oameni care afirmă, activ pe Facebook, că sunt pentru Smart City și nu știu ce, participă în acest spectacol morbid, trist? Eu cred că, scuzați, poate, voi, poate eu vă, vă fur din timp, eu trebuie să vă recunosc, eu acest live îl fac dedicații pentru Ion Ceban. Eu sper, voi să mă să-l distribui, să ajungă și Ion Ceban, măcar un minut din acest live, să-l vadă singur, fără membrii familiei alături, fără Dodan alături, fără Vladic alături. Și pentru, pentru un minut zic că... Ah, blin, e Andriu Haista Păstăiană pe valnaua lui, nu știu dacă care dreptate, dar da, măcar ma, ma, un 15-12 secunde de fărâmă de gând să generăm în primarul general al municipiului Chișinău Ion Ceban, poate n-ar trebui totuși, fiind tânăr, progresist, afirmând că e pentru un smart city, n-ar trebui să-și murdărească talpa papucului de această propagandă electorală. Ну no, что поделать, ну пробабил, Бабил Егзистон штрянгла гыт, шинхаз лучебан, так ел мержил о паш. Так ел уому, каре парты пститет мэшть, мержил о семене туаре, публика, антрун кишнеу код рошу. Межмайд парт, приятен, не отстаем. Серват, инчипын дела есть и иллюминаты, есть и фрумос, аминажаты экстериор, ши и интериор, De către domnul primar general al municipiului Chișinău. Stop, o corecție. Nu de către primarul general al municipiului Chișinău. Primarul general al municipiului Chișinău a publicat ieri, că eu n-am pregătit postarea, mă a publicat ieri un anunț în care spune că un agent economic, Ion Ceban. Un agent economic a decis să susțină, să ajute municipiul Chișinău prin iluminarea asta, stai, 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 ia câte la anunțul prin iluminarea acestor clădiri din centrul Chișinăului pam, pam, pam unde ești Ion Ceban? stați-o leacă unde e? asta -i? Da, ia uite Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului și Clopotnița arată deosebit. 278 de corpuri de iluminat. Este un proiect realizat împreună cu un agent economic care a dorit să facă acest cadou chișnăuienilor. Agentul nu este pomenit în postare. Și, bineînțeles, știind că este vorba despre Republica Moldova, a să ne întrebăm, a să aflăm noi oare despre acest agent într-o zi din gura agentului, din gura primarului sau poate dintr-un articol pe Rise MD? sau pe ziarul de gardă în care pe urma să aflăm cum cuiva i s-a mai pus un alt fel de ștreang la gât sau i s-a oferit niște avantaje la import-export sau la alte contracte publice parteneriate publice și private și așa mai departe. De ce noi nu aflăm dacă există un agent economic atât de darnic și dornic să se împartă cu corpuri de iluminat, să ajute Chișinău să devină mai frumos, deși deci noi nu aflăm, aflăm când arată bine, nu? În poza arată foarte bine. În această postare, Tim Îndreș cu frumusețea care a făcut acest agent economic. Dar deși deci noi nu aflăm despre dâns. Mai în scurt, asta apropo de ce și -o spune Vladica. Ne întoarcem la comentariul nostru. Deci Vladica, primul om Дин царе, каре вапше дискиди гора. Вы, пробабил, ван трыбац. Андрюх, да тут симинти, но я мавут ум прим министру и он Да, да ел сопердут ла у маса ди сарбатуари. ну ште он ди капату, шел панакума, алярга. Ну... Și, el a lansat mesaj de felicitare. Da, este pe pagina guvernului. Dar cine să intre? 12 oameni jumate să intre și să citească asta. Vladica e primul care să răsară la posturi de televiziune, pe live-uri pe Facebook, în postări sponsorizate, I am pretty sure. Sperăm că nu numai catedrala, nu numai exteriorul catedralei, ci întreg oraș revine la frumusețea sa care a avut-o cândva. Aducând mulțumiri conducerii statului, conducerea municipiului Chișinău, eu vreau să-i felicit pe toți creștinii noștri ortodoxi din de Dumnezeu păzită Biserica Ortodoxă din Moldova. da, da, scuzați, dar oamenii care nu sunt creștini ortodoxi, e că poate, există cineva care a venit mulți ani în urmă din Siria și nu i creștin ortodox, s-a căsătorit poate cu o moldoveancă, e stabilit. E că el nu, nu, nu mai simte Chișinăuia, n-are, el dreptul la o felicitare publică, nu, blin, nu poate o leacă mai inclusiv, așa, mai, 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 să-i băgați într-o vală. chiar e greu, a, sau numai creștinii ortodoxi trebuie să-i felicități în această zi. Dacă tot e ziua orașului, Chișinău, Chișinău e și cu oamenii, nu? Toți cei care la sate, care la orașe, se roagă, se cu această sărbătoare frumoasă. Voi vedeți câte, câte, câte mești sunt. Sunt și mești, sunt și nu mești, dar oameni precis sunt. Reamintesc, cod roșu, mai ieri, mai ieri, apare acest titlu. <gântu -i> e nevoie de patru suplimentare. Dacă e nevoie de patru suplimentare, băi, există o criză. Sanitar. Există o criză în domeniul sănătății. Este o criză în domeniul sănătății cauzată de răspândirea unui virus pe respiratorie. respiratorie. Cât mai aproape om de om se află, riscul de infecții um, crește, așa-i? dar eu sunt deștept la 4 dimineața, eu sunt tare deștept. Dar deși adică cu riscul de infecții crescând e ca, e ca apare autoritatea publică în fața ta și îți spune băi, 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 E cod roșu, stăm pe acasă, mai puțin circulăm, e o purtăm măști, la școală purtăm măști, ne anunțăm și și motiveazăm postări pe Facebook, de ce? Dar când vine vorba de sărbătoare, ui, cum s-ar zice, abed par raspisanie. Continuăm, prieteni, să vedem acest spectacol de-a dreptul... La revoluționar, revoluționar, da, într adevăr, revoluționar pentru că vorbim de progres, de schimbări, de smart city. Acoperimentul mai domnului. Și iată că după Sfânta și Domnezească liturgie, noi aici în fața catedralei am văzut Copilul până cum cu mâinile Fenomenal. Ok nu, nu, eu nu trezăs, pe văzut acest spectacol, acest concert frumos, pregătit de doamna Panfil, care cu recunoștință îi mulțumim. Totul este din acatistul Maicii Domnului și este plăcut. Super frază, Totul este din acatistul Maicii Domnului. Prieteni, puteți chiar și nici nu știți, așa ca mine, că eu încă nu știu exact ce înseamnă acatistul Maicii Domnului, dar eu propun să folosim asta ca, ca o scuză, dacă vreți, sau ca o explicație. E ca și ne de exemplu, nu, nu știu, ceva acolo tu n-ai reușit să repari sau n-ai scos bradul și e nou mai deja, n-ai scos bradul de Crăciun din casă și soția te întreabă mă, bărbate, scoate bradul, dar tu spui Uf, dragă soție, totul e din maiicii maicii domnului. Soția așa că e... mm. bun, hai, eu mă întorc la treaba mea, eu văd că tu ești leacă așa mai... Totul este din acatistul maicii domnului, da? Asta e un fel de de atâta, ca răspuns la, valabil la mai tăi ce se întâmplă. Ă, uh, dar ce se acolo? De ce în Republica Moldova să răpesc persoane? Și după asta Dodon a doua, a treia apare pe la televiziunile lui și spune că el o grăit cu Krasnoselski și totuși pe câțiva eu eliberat pentru că el o grăit cu Krasnoselski. Pentru că totul este din acatistul Maicii Domnului, iată de ce. A, ok, mersi pentru precizare, am înțeles. Dar de ce Republica Moldova e cod roșu, da? E cod roșu, sanitar, nu spate, acolo în publice cu limite, până la 50 persoane, trebuie purtat mești, dar e și hram în centru. Păi da, totul este din acatistul Maicii Domnului. Dar de ce nu suntem lideri la infectări și la mortalitate în Europa? Păi da, tu nu știai, dar probabil totul este din acatistul Maicii Domnului. Vă rog frumos, folosiți această scuză, ne-mi foarte valabilă. Sau dacă îi mâncați ca copilului lui bomboanele de Halloween, <laughs> copchilaj. Tată e din acatistul Maicii Domnului. Pentru noi, pentru creștinii ortodoxi, că în țară, în oraș, cât de mai mult se vorbește de Dumnezeu, se vorbește de precurata Maica sa. Și acest Spectacol frumos pregătit aici în fața catedralei ne vorbește despre aceea că noi suntem o țară ortodoxă, că noi suntem o țară binecuvântată de Dumnezeu. Stop! Să nu cumva credeți că eu îngrădesc dreptul la alegerea religiei și așa mai departe a cuiva. Dar numai și omul ăsta, metropolitul, numai și eu zic că sărbătoarea asta arată, demonstrează, celebrează faptul că noi suntem o țară creștină. Noi, noi, am noi arătăm un video de la ziua orașului și la ziua orașului se întâmplă o ceremonie a cărei focus principal este demonstrarea că noi suntem țara ortodoxă. Deci de ziua unui oraș tu faci o ceremonie în care sărbătorești că țara e ortodoxă. Voi ați înțeles cosmosul ăsta? Eu sunt sigur că metropolitul nu și a dat seama și spus, dar eu sunt în același timp sigur că el a vrut asta să spună, pentru că el pe de-o parte crede în această prostie destul de tare. Merge mai departe. Dar cu părere de rău facem și greșale, facem păcate, de deci... Tu nu poți fi, чувак, cum tu să faci greșeli? Tu cu șofer personal, cu BH, cu numere de guvern, așa mai am Skoda cu numere de guvern, tu să faci greșeli? Nu poate fi. Și bunul nostru Dumnezeu, mult răbdătorul, ne pedepsește câteodată cu pedepsele sale cerești. De ce e și în viitor? Și în continuare ne vom ruga, așa cum facem la fiecare liturgie, cum facem în fiecare zi, seara și dimineața, la Sfintele noastre rugăciuni, ne vom ruga Bunul Dumnezeu, ne vom ruga Maicii Domnului, că cu acoperimentul Său să ne ocrotească de tot răul. Bun. Eu nu înțeleg, deși trebuie depus patru suplimentare, pentru pacienții COVID-19, când poți pur și simplu să iei acoperământul care să protejează. E, ca, e ca, îl om, ciuvac, de unde se poate ceva de găsit o bucățică din acoperământ? Te duci în magazin de textile, îți iei, te aperi, te acoperi. De ce? Eu, eu, așa văd situația în cazul dat. Pentru că ție, ție ți arată o problemă, apropo de această problemă, ți arată oameni care o sfidează, deci oamenii care în același timp reprezintă legi, regulamente, autoritate, ei svedează și tu îți dai a, ok, dacă eu au făcut niște legi, dar ei le sfidează înseamnă că poate legile nu sunt bune. Tu nu trebuie să zici că oamenii nu sunt bune, oamenii sunt, uite la dâns, eu ce școlit la Moscova, prin Europa, cu tot felul de cursuri, calificații. calificație, serios, super inteligent, ceva, <laughs> trecut prin pericere mea, eu urlat lui Dodon în 2012 că i trădător, dar după asta pe câteva luni repede uitat până în toamnă. Mitropolitul, la fel, uite de-am câți ani nu-și pierde jobul, înseamnă că e bun în ce și faci. Dodon, iertați-mă de expresie, e economist, <laughs> doctor. Oamenii nu s răi, înseamnă că legele sunt dar -și atunci să le aplici pentru ceilalți oameni care s creștini și buni și sărbătoresc acatistuș, acoperământul. Atâtea întrebări fără răspuns. Nu-mi dau seama cum, cum de ajuns la, o, la, o, la un adevăr în asta. Unul Dumnezeu, prin precurata Maica sa, să vă binecuvânteze pe voi, pe, cu, pe, pe toți, cu această frumoasă zi și încă o dată, repet, mai Maicii Domnului, să fie peste orașul nostru, peste țara noastră, peste toată lumea. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi, pe toți. Să ne rugăm, să ne rugăm pentru sănătatea neamului, să ne rugăm pentru sănătatea neamurilor. A, asta e Alex Luca de la Prime? Da, Prime, când continuare Prime se cheamă. Fostul lui Plahotniuc sau nu, nu mai știu care acolo e situația. Alex Luca, unul din prezentatori, vorbește asta. Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Stimați concetățeni. Eu special nu m-am oprit, că eu sper voi să trântiți și aveți acolo în fața voastră pahare, torturi, pumni în masă. Deci de ziua orașului, 14 octombrie, transmisiuni live, în direct, la o ceremonie cu sute de persoane în față, al doilea om care cuvântează la această ceremonie, nici măcar al doilea om nu este primarul acestui oraș a cărui soarte locuri oameni tui celebrezi tipa de ziua orașului. Nu! A fost vladica a doilea e Dodon și <coughs> poate să sperăm că triile de mai și ce ban. Hai să-l ascultăm și pe Dodon de președinte, care amui în concediu, da, huli liderul el caută la o asemenea ceremonie. Candidat independent la alegeri, Interesant. Ce să ză zărisovă ce că a? Domnul Ion Ceban. Parcă ați promis că ați fiți primară politic în campanie din 2019. Ați renunțat la simbolica Partidului Socialist, la membership un Partidul Socialist. Nu, vă, nu mai veți video gratuite. Partidul Socialist are un serviciu de streaming video tare calitativ. Mm, mai mult hrenova acolo și drept faci cursuri de limbă, da? Cum așa, domnule, ceva? dragi creștini, mereni, astăzi vreau să vă felicit pe toți cu această sfântă sărbătoare acoperimântul Măicii Domnului. Este o sărbătoare creștină pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Dragi compatrioți, trecem printr-o perioadă dificilă. Secete, pandemie, dar cu credință în suflet. Serios, bălea, trecem prin perioade dificile, eu nu văd asta. Noi filmăm cu drona, filmăm cu cranul, cameramani, bodyguards, campanie electorală, ceremonii, sărbătoare, brio sonore, doi prezentatori. Asta e. Voi vedeți perioada grea în asta? E zi liberă în toată țara. Uite și frumos să sunt prietenii mei pe Facebook. Um, Marcel Spatari, sper să văd postarea acum. Um tare pe jos să găsesc. Tare bine o scris despre această, despre această zi liberă, marcată. Eu ce fain. Ia uite ce frumos. Uite ce frumos Marcelo o, o, subliniat practic ziua asta în care noi suntem. În plină pandemie, când economia duduie, nu mai decât trebuia o zi liberă în mijlocul săptămânii ca să sărbătorim hramul orașului, ca să mai răcească o leacă motoarele economiei, ca nu cumva să ia foc. Exact. Oamenii ăștia se gândesc la economia țării, să nu ia foc. Voi nu vreți să, să, ardă, nu? Că atunci când arde, frige. <coughs> și mai bine să fim liniștiței. Ah, Continuăm transmisiunea. Așadar, prieteni, e o perioadă grea. Voi vedeți. Băi, omul ăsta ne înțelege. Cu iPhone 11 Pro, Dodon ne înțelege pe noi. Uflet, alături de cei dragi, sunt fier convins că vom trece și peste aceste provocări. Dragi chișinăuieni, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, vreau să vă felicit cu hramul orașului nostru. Dar de asemenea vreau să vă felicit că în sfârșit Chișinăul are un primar adevărat, un gospodar care de mult nu a fost în acest oraș. Eu cred că fiecare locuitor a municipiului Chișinău Веде Скимберли, Кариалог, Зидези, энкапитала царии Настры. И врелся урез сукчесы кондучери муниципилуй, консилилуй муниципипал, примарлу генерал энлукрули буни карлифак. Уважаемые сограждане, очень непростые времена. Но я уверен, что с верой в Бога, с нашей православной церкви, рядом с нашими близкими, уверен, что мы справимся. Врел свой арест тут урор санатати. Вы это возит асна? Бэй, ну что вам кап мне Ку... так, ну что такая цаузит? Майнскурт, юнфелди он фельди вирус, аму, и вирус. un virus din tipul coronavirus, SARS-CoV-2, nu știu cum acolo pe lung, provoacă boala, boala COVID-19 și așa se cheamă boala provocată. Um, mai scurt și Moldova trece prin asta. E, e, e pandemii. Și e codroșul în Chișinău. Și ăsta mai întrunirile publice cu limite, restricții, distanță socială trebuie de respectat, deputat, depurtat. Ăsta um, mai a, da. <gânt> Dar în centrul Chișinăului, azi, 14 octombrie, uh, în Chișinău, unde, unde e cod roșu, apie că se întâmplă sărbătoare cu, 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 cu mulți oameni. Că noi am o, chiar, că dacă vreți să ne mai plimbăm, uitați-vă, concert, oameni, nu tezi din un poartă măști, Nu te dintr un respect o distanță socială. Mulți dintre dânși eu aș îndrăzni să spun, să generalizez, chiar fac parte din grupul de risc. Judicând după statisticile provocate de acest virus la nivel mondial în Republica Moldova și Igor Dodon ne urează sănătate. Sănătate. <laughs> Asta e de râs sau ne spare? Mai în scurt, ne surpriz că după Vladica au Dodon și de -a după Dodon de-a rândul era rândușa primarului să vorbească. lui Chișinău, domnul Ion Ceban. Preasfințite Vladica, stimate domnule președinte, dragi chișinăuieni, astăzi este o zi... De, de ce? În continuare, nu se leagă în capul meu. De ce Dodon e acolo? De ce Dodon? De ce nu președintele Consiliului Reional din Rășcani nu e acolo? Dar da, da, e acolo. De ce prim-ministru nu e acolo? Dar do, do nu e acolo. Hmm nu se leagă în capul meu. Și în care vreau să vă spun la mulți ani, la mulți ani Chișinăul nostru drag. Cât de duios poate fi, cât de duios poate fi ce bani. Uite, eu am o să mă șerc, dacă vreți așa, să mă, să mă întind, imaginați-vă că voi ați vedea acest live și doar pe ce bani l-ați vedea. E acolo să vede un colț de ceva când trocă mașa de alea, Filip Kirkorov. Dar totuși, uite cât de duios vorbește primarul Ion Ceban. Și celor care cred în dezvoltarea orașul. Cu ce cuvinte el folosește? Dezvoltarea orașului. Dar noi lărgim alea cadru, da? Lărgim și vedem e ca, a, acești actori în cadru. Și zici, stai, alea, că Ion ban. Smart City, aer progresist, om um tânăr, vreo oraș verde, sustenabil, dezvoltare. Tu îmi vorbești de dezvoltare și stai alături din ciuvac care este mai conservator decât o fabrică de conserve. Tu-mi vorbești de dezvoltare, dragă Ion Ceban. Repet, matul perimat se cere, dar ai mei dorm, este ora 5 dimineața, vă rog frumos să o faceți pentru mine, puteți în gând, nu trebuie un comentariu cu niori și mama se conectează și se uită. Jis nauji negrieštis apie dezvoltare, dizuojo mirašului, alerturi de, de acești žmonės. Dezvoltare - tai reiškia, e, kad tu esi ševas, tu dezvolti, tu kriești, mai mari, mai bun. Eka tu esate du alerturi, jo ančia ban, tu dezvolti urasiu Kishineau, asei? Ar tu dezvolti numerų infekterilor, arba, jei tu tau įtins patrulišerei de la Maldeks podeslim plem, mm? šešta e - dezvoltare. Așa e ce Ceban? Confirmă, te rog, măcar în privat undeva, răspunde -mi. Astăzi, la fel, este o zi foarte specială pentru că cinstim prin... Nu uitați-vă, uitați-vă și de special această zi. Și sunt 40% din oamenii ăștia nu poartă măști și alți 20% poartă masca sub nas. Rugăciune, valorile noastre multiseculare tradițiile noastre și lucrurile care sunt frumoase în suflet și la chip. Și, și ai zis, de ce demagogia asta? Sărbătorim lucrurile frumoase în suflet și la chip. Traduceți, vă rog, ce înseamnă asta. Tezaur folcloric, frumoase la chip, la suflet. Și sărbătorim exact. Ce tradiții frumoase la suflet și la chip! Tradiții de a fi corupt până în medovă, tradiții de a măji în fel și chip electoratul, câștigând puncte procentuale la alegeri, tradiții de a face ce, Ion Ceban? De a băga pe gât oamenilor e bucica ta de candidat independent la alegeri prin a te asocia cu un primar care băi, tânăr, faci și treabă în oraș cu un vladic băi, influent și el cu o comunitate mare în satele Republicii Moldova tot astăzi, de hramul orașului, aducem un omagiu și recunoștință Maicii Domnului, protectoarea Chișinăului și ne amintim de valoarele noastre creștine. De hram deschidem inima, casele și ne rugăm și ne bucurăm pentru cei dragi, pentru cei care sunt în viață. La fel, Hramul este un prilej frumos de a ne spune unul altuia. Sănătate, prosperitate. Fac, asta e doilea ceva care zice sănătate în fața unor oameni care încalcă o normă care ține de sănătate publică. Ei grăiesc despre sănătate. Scu Scuzați, e 5 dimineața la mine. Poate eu am văzut prea multe interviuri cu Violeta Ivanov și nu, nu sunt suficient de concentrat, dar sângele curat, credeți-mă, fără psihedelice de data asta. Eu, eu nu văd ce ai și ei văd. Ei grează de sănătate. Asta e superb, asta e superb. Asta, -i, asta -i, cum ai, 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 chema niște, niște oameni în, într-o cabină de duș, dar prin cabina de duș ai dat drumul la, la, gaz, la gaz și ai spune, nu hai, să le ochi param. A? Știți așa glumă? Vă place? Dar nu trebuie glumă, iată realitatea. Bunăstare Și indiferent de prin ce circunstanțe complicate trecem astăzi, când nu sunt deloc ușoară, avem încrederea în ziua de mâine. Avem încrederea că vom reuși. Împreună vom reuși. Și de fiecare dintre noi depinde cum va arăta capitala, cum va arăta țara. Haideți să construim împreună. Să fie un loc în care să vrem cu toții să trăim. Eu vă doresc multă, multă sănătate, mult belșug, multă grijă unii față de alții. Și multă... Grijă unii față de alții! voi aveți cuvinte. Ajutați-mă dacă aveți cuvinte. Ajutați-mă pentru că eu, eu încep să mi le termin. Dacă voi aveți cuvinte, scrieți, eu o să vi le citesc pentru că eu nu le mai am. Grijă unii față de alții. De două ori o urat sănătate. Primarul Ion Ceban. Astanavite, atraleibus. Ce se întâmplă? Nu, 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 eu, eu, poate într-adevăr la mine e dimineața și eu primul o să dorm așa că haideți să mergem mai departe poate, poate să descoperim o fărâmă de lunină în tot asta Recunoștință pentru medicii noștri, pentru pedagogii noștri pentru cei care lucrează în câmp sau la uzină, pentru cei care zi de zi sunt alături unii de alții Vă mulțumim mult și vă spunem la mulți ani Chișinău la mulți ani să ne rugăm, să ne rugăm pentru țară, să ne rugăm pentru noi. My God, cum arată asta? Asta e sărbătoare? Asta e aer de sărbătoare? Spirit de sărbătoare? Muzică de sărbătoare? De ce uitată ne e viața? În pustii de toamne. Copchilașul în sfârșit s-a așezat. Eu, transmisiunea asta de live s-a terminat, eu sunt sigur că ei nu m-au auzit pe mine. Dar cineva totuși poate i-a zis, sau poate el din propria inițiativă s-a așezat. Bravo! Mult sănătate, copchilaș, crește mare, crești sănătos, crești curat. Și crești într-un mediu lipsit de corupție la maxim. Mai este un fragment, apropo de copchilaș care l-am descoperit în acest live pe la... stai ne-am notat aici, pe la 1 minut, 1.06, ora 06, da, da, la un moment dat... la un moment dat se pornește o procesiune cu copchilașii, ia fiți atenți, apropo de cod și sănătate și grijă unii față de alții. Килаши венку кте лумнаре коло, да, априн, шпюр мерк мэй департи. Трену... Шо уно дин коп килаш, оса ненорокул санимеряскан не брацелелу Игор Додан. М? Mm? Промушел? Промушел. Ай, заорашлы, коз не ем коп килашу браца. Хе-хей. <laughs> Кампанье лекторалы. Ай, дути жёст коп дути мэй департи. Ай, фуч, фуч. <laughs> Пать ас мая тинг шалц коп килаш. Chișinău să Fantastic, fantastic, nu-i așa? Nu vă vinis Mi tot nu-mi dar asta se întâmplă. Și așa cum vă spuneam, speranța mea de a găsi lumina tot și-a fost în acest video, trebuie să-i mulțumesc lui Alex Luca și lui Andrei Porubin, că ei probabil nevrând m-au pomenit pe mine, <laughs> și de asta eu vă, nu m-am dus la colcare, de a mă țin treaz. La și oram, da, pe la vreo oră și 0-1 am un moment care tare îmi place. Egocentric, dar plăcut. В вообще мессажир. Что <laughs> для политченни, музыка. Стой, довольно момент был. Проклам нотат. Хай, гласуйцы. Asta e, e despre mine, iertați-mă. Numai lumina nu are terminare. Numai lumina se împarte și nu are sfârșit. Lumina naște lumină. Luminați-vă! Astăzi vă urăm sărbătoare luminată! Minunat! Mulțumesc! Mulțumesc tare frumos, prieteni, că v-ați gândit la mine, domnule Andrei Porubin, Alex Luca, vă îmbrățișez. O lecă, aș, aș, aș corecta, e o frază asta de la urmă. Andrei Porubin spunea că lumina nu e terminată. Uneori se termină. Lumina trebuie să te mai duci și la culcare, așa cum este cazul acestei nopți pentru mine. Vă mulțumesc că v-ați conectat, mersi că ați urmărit. Un mulțumesc foarte călduros și sincer și drăgăstos celor care susțin misiunea Lumina din departări, din apropieri. Mulțumesc că mă susțineți financiar pe patreon.com barfedot Mulțumesc celor care urmăresc, mai dau un like, un share, vă știu că costă mult din timp și din efort, dar dacă aveți cum și dacă mai este baterie în, în mouse și energie în deget, dați un share la acest video să încercăm să ajungem în căștile domnului primar Ion Ceban și poate măcar din, din, acest tânăr promițător primar progresist care e, e pentru dezvoltarea Chișinăului a să reușim să plămădim un om lipsit de pete, corupte și propagandiste. A? Și credeți. Eu sunt romantic, optimist, încă mai sper. Nu ce pa de V-am cuprins, să aveți o zi frumoasă, la mulți ani Și hai să celebrăm oamenii, hai să celebrăm locurile care pe noi ne umple de amintiri faine. Eu, de exemplu, azi, gândindu-mă la ce este prețios și frumos în Chișinău, brusc mi-am amintit de linia de troleibuz care există în Chișinău de la aeroport, în centrul orașului. Asta e fantastic. Noi în Chișinău avem un troleibuz care te duce pentru bă, cât? 2 lei? 3 lei? 10 și 15 euro cent te duci de la aeroport până în centrul orașului, ca atracție turistică, asta trebuie să fie una din primele puncte atunci când le pui într-un ghid, într-o broșură de dragi turiști, vizitați în țara. În orice altă capitală europeană dai un câr de bani taxiuri, transport public, 3, 4, 5, 7 euro. La aici, nați, câțiva bănuți te duc cu un transport electric ecologic în centrul orașului. Bun, dar în afară de asta sunt o grază de locuri faine și amintiri pe care probabil fiecare din noi care a trecut, a trăit sau încă mai trăiește în Chișinău le are. Așa că hai să celebrăm asta și să încercăm să ne curățăm de corupție, începând cu asta, cu, cum se chema? cu mai Maicii Domnului. Curățim, a să fie curat, pe urmă îmi peste noi și a să ne protejez de următoarele negrețuri, La revedere, numai bine, ținem legătura. Dar nu știu dacă mai reușesc ca să scot video cu Violeta Ivanov, că dacă mă culc la 5, mă trezesc la 6.